Ca să închidă această analiză, ne trebuie o relație cu Liz Truss. Ok, ne corect. Trebuie să construim, să avem omul, nu neapărat ambasadorul, atenție, în Marea Britanie ambasadorii sunt mai mult purtători de coifuri. Da. Ne trebuie omul care să discute cu Liz Truss și cu cei care creează politica britanică pentru a-i spune, uite, de exemplu, fostul suveran român, majestatea sa, regele Mihai, ar fi fost un ambasador excepțional. Ne trebuie și diplomație și aici eu cred că avem lacune și suntem destul de știrbiți în ceea ce privește cele mai multe zone. Concluzia pe care vreau, ca întrebat de relațiile cu Liz Truss și relațiile ei cu Europa, relațiile ei cu Ucraina, relațiile ei cu Rusia. Riscăm, nu datorită dorințelor ei, atenție, ci datorită neputinței noastre pe nivel situației noastre, riscăm să ne aflăm într-un turbion creat de ambițiile geopolitice europene ale Marii Britanii, care nu se opresc, repet, la Berlin și nu se opresc la Paris. Putem adăuga, și asta e ultima întrebare, încă un element acestei axe conduse de Marea Britanie, care se conturează Marea Britanie, Polonia, Ucraina, putem adăuga elementul statelor baltice? Am spus Polonia, Lituania, Ucraina. Este Polonia, Ucraina care introduce statele baltice automat. Dar acolo este atașamentul american. Voluntarismul american, pentru că nici Statele Unite nu vor lăsa Marea Britanie să facă legea în spațiile de retenție istorică britanice. Deci țările baltice vor fi întotdeauna apendicele Statelor Unite, care să reamintească Londrei că există un jucător și mai mare în domeniu, adică Statele Unite. De aceea eu spun că România are, în acest moment, are și dezavantaj, dar și avantaj. Partener strategic cu Statele Unite, îi se poate reaminti întotdeauna Marii Britanii că există interese fundamentale americane în regiune și în zona noastră, unde România este partener strategic. Repet, Londra nu va face rău că dorește să facă rău României. N-are nimic cu România și n-a avut niciodată. Ci politicile sale pot să încercuiască România și să producă o tensiune asupra statalității și intereselor fundamentale ale României. Și la toate astea se adaugă axa din vest, germano-franceză, care rămâne cu la fel de puternică și a cărei presiunele se simtă la fel de... Pe linie energetică Spania, da? Vor să facă o uniune cu Spania. Uită-te ce a făcut Serbia cu Muntenegru și cu Macedonia de Nord. O altă axă balcanică care intră în coliziune directă cu interesele Marii Britanii și ale Germaniei. Deci noi ne aflăm în mijlocul unor schimbări fundamentale care vor crea tensiuni